Tragedie în nordul țării. Un bărbat de 56 de ani s-a înnecat în apele Iazului Cațap din raionul Sângerei. Trupul neînsuflețit al victimei a fost depistat la o distanță de 60 de metri de mal, după 3 ore de căutări. Bărbatul a dispărut în seara zilei de ieri. Oamenii au observat hainele lăsate pe malul Iazului și au apelat la serviciile de urgență. La fața locului au intervenit două echipaje de salvatori și scafandrieri. При помощи эхолота нам удалось найти место, где был пострадавший, погибший, утонувший, и найти его, достать. Ну, это заняло часа три. Soția și fiica bărbatului sunt șocate de cele întâmplate. Ele spun că bărbatul obișnuia să consume băuturi alcoolice. Am crezut că e la omul unde a lucrat ziua. Dar el a venit să spele după lucru, că o săpat la fântână și era de, mă, da, de lut. Și el a venit să se spele. Cu părere de rău, oamenii consumă alcool și fac greșeli foarte, foarte mari, după care familia plânge foarte mult. Cadavrul bărbatului a fost transportat la Centrul de Medicină Legală pentru stabilirea cauzei exacte a decesului. Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului, în bazinele acvatice din țară și-au pierdut viața 27 de persoane, inclusiv 3 copii.